Iubiții mei, dragi frați, prieteni, toți cei care ne bucurăm de Domnul și de Cuvântul Lui, astăzi, împreună, vom parcurge un studiu care are în el nuanța aceasta de dulce și amar. Ne-am gândit vreo clipă ce a însemnat biruința lui David când a fost anunțat că Absalom a fost înfrânt, armatele care se ridicaseră împotriva lui David, au fost zdrobite pur și simplu și a venit cineva care i-a spus, a adus vestea aceasta, dar n a să spună nimic cu privire la Absalom. Și David întreabă, dar tânărul Absalom, cum este, zice, ca vrăjmașii tăi să fie, ca, ca Absalom să fie vrăjmașii tăi. Când a auzit cuvântul ăsta, David a început să plângă și cu fața acoperită a intrat în, într-un casă strigând Absalom, fiul meu, fiul meu, Absalom. Vă rog să rămânem o clipă aici în, în prezența Domnului și să gândim ce a putut să fie în această inimă în ziua unei astfel de biruinți. Și vă rog să ne rugăm la Dumnezeu împreună să înțelegem inima lui Dumnezeu față de biruirea răului pe pământ de pieirea răului care în sine este o sărbătoare în care se amestecă triumful cu durerea. Este o bucurie pieirea răului, dar este o durere teribilă pieirea celui rău, adică a celui care a ajuns rău. Această combinație este cumplită pentru sufletul. lui Dumnezeu, în primul rând pentru inima lui Dumnezeu, așa cum spune el. De altfel, în cântarea pe care o știm cu toții, cu privire la și am aplicat-o celui rău, Domnul spune, cum ai căzut? Erai de o frumusețe desăvârșită, ai fost fără prihană, cum ai căzut, cum ai căzut? Aceleași cuvinte pe care le spune David, fiul meu Absalom, Absalom, fiul meu, în moartea lui Absalom, David plânge hotărârea lui, de a o lua pe drumul acesta care l-a adus aici. Astfel că mergem în Evanghelia după Matei la capitolul 5, versetul 11 și aici versetul 12 Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că mare este răsplata voastră în ceruri, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Bucurați-vă și înveseliți-vă. Pentru ce să ne bucurăm, Doamne? Care este motivul bucuriei noastre? De care e motivul bucuriei voastre, versetul 11. Ferice de voi când din pricina mea, subliniam acest cuvânt, din pricina mea, nu din alte motive, din cauza numelui Domnului, oamenii vă vor cără adică vor vorbi urât, vă vor spune tot felul de cuvinte din acestea groaznice, nu îndrăznesc să repet câteva dintre ele pe care le-am primit pe tot, sau mai multe, le-am primit pe tot drumul vieții acestea și mă rog la Dumnezeu să le fi primit din pricina numelui Lui. Cuvântul scrie mai departe, ferice va fi de voi când vă vor prigoni oamenii aceștia, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Doamne, stau și mă gândesc că ne mai trebuie bucuria asta oare și veselia aceasta de care zici tu aici, bucurați-vă și veseliți-vă dacă e vorba de așa ceva, ca oamenii aceia la restaurant, știți? După ce au mâncat, i-a spus, ați dori, o prăj ați dori o prăjitură, doriți ceva dulce sau ceva după masă? Și ei nu, zice, suntem sătui, nu ne mai trebuie, suntem de mâncat, de ajuns, nu ne trebuie. Nu, zice, este inclusă, e gratis, e inclusă în, în listă. A, ah, atunci asigur că da. Adică vine o bucurie în momentul în care, sau o situație către care ai o anumită atitudine, dar când înțelegi prețul sau natura ei, lucrurile se schimbă. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că oamenii vă blestemă și vă spun tot felul de cuvinte rele și neadevărate. Eu aș putea să adun o colecție a acestor cuvinte pe care le-am auzit în viața mea, în dreptul numelui meu. Aș putea să adun o colecție mare. Când oamenii vă vor prigoni, asta este bucurie? Când oamenii vorbesc de rău, așa a zis Domnul, aceaț, acesta este poruncă, bucurați-vă, poruncă de la Dumnezeu și iarăși zic, bucurați-vă. Ne bucurăm și în cazurile noastre, sigur că da. Înseamnă că puterea bucuriei Dumnezeu se ridică deasupra uh, suferinței pe care o produce Bad jocura aceasta, o cara aceasta, prigoana aceasta și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Acum, prieteni iubiți, ca să vorbești urât, nu prea merge. În momentul în care ai folosit niște cuvinte de felul acesta, în generația noastră, nu prea merge. Al doilea, ca să persecuți pe cineva, ajungi cine știe unde și cum vei fi judecat. Sunt locuri în lumea aceasta în care persecuția este E apreciată, dar sunt altele în care, dacă s-ar întâmpla așa ceva, discriminare, cum e aici în America. Discriminare, persecuție pe motivele acestea, sunt chestii de tribunal, sunt chestii grave acestea. Nu se, nu se mai practică pe scară largă sau vizibil așa ceva, dar vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Bucurați-vă de așa ceva! Da, dar unde e bucuria dacă, dacă se vor spune lucruri rele? Păi marea bucurie este că nu sunt adevărate. Aceasta și toată bucuria aceasta ne face să spunem lui Dumnezeu în taină, Doamne, este ce ar fi dorit diavolul să se întâmple în viața mea, dar nu s-a întâmplat. Și mulțumir lui Dumnezeu din suflet. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este dulce și amar, ca și biruința lui David, îți îndreaptă pe de-o parte sufletul spre motivul acestor lucruri care este din pricina numelui meu și al doilea lucru spre faptul că lucrurile acestea sunt rele, dar nu sunt adevărate. Mare har de la Dumnezeu este ca un vis urât la deșteptare, te bucur că a fost vis, că n-ai lovit pe cineva sau ce s-a întâmplat în, în visul acela. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că mare este răsplata voastră în ceruri. Te poți apăra într-adevăr de multe lucruri, dar nu te poți apăra de ceea ce Biblia numește biciul limbii. Când cineva te biciuiește în felul acesta, n-ai cum să te aperi. Poți să fii șeful statului. Sunt mulți oameni care au fost solicitați să intre în cursa prezidențială și sunt oameni capabili. Numai că oamenii aceștia nu au putut intra în cursa prezidențială datorită faptului că știau ce au la dosar. Și în clipa în care își anunță numele, imediat. Uh, televiziuni, presa va, va, da pe față lucrurile acestea, pe când dacă nu își anunță candidatura, vor rămâne acolo. Nu este o slujbă ușoară, cum i-a spus David, nu e ușor să fii generele împăratului, mai ales al Saul. Nu este ușor să fii o persoană publică, este în ochii tuturor oamenilor și împreună cu binecuvântarea, așa cum scrie Marcu în capitolul 10, 30, vine, binecuvântarea aceasta vine împreună cu prigoniri. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că mare se răsplata voastră în cerul și nu sunteți singuri. Tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Cum? Păi, pe Eremia, spre exemplu, au spus, hai să-l omorâm cu vorba. Cum să-l omor cu vorba? Foarte simplu. Se numește asasinat de caracter. Să vorbim niște lucruri care să distrugă credibilitatea și reputația acestui om. Și când va veni și va mai predica despre Dumnezeu, cum vorbește el toată ziua, bună ziua, că i-a descoperit Dumnezeu, nu știu ce, nu o să o mai creadă nimeni din cauza că a fost omorât, caracterul lui a fost asasinat prin astfel de vorbe. Și atunci au răspândit zvonuri, vrea să treacă la babilonieni. O, oh, iau auzi, băi, cine este ăsta care vorbește de Dumnezeu? O, trece la babilonieni. E este, este, este omul babilonienilor și e băgat între noi, este infiltrat, așa și pe dincolo. Eremia a avut de luptat împotriva acestui roi de păsări necurate și urâte, care zbură tot felul de vești în jurul lui în, în tot timpul acesta. L-au zvârlit în groapa cu mizeria orașului. Acolo scrie cu Noroi, dar era altceva. L-au aruncat în groapa de mizerie a orașului, și uh, apoi l-au scos mai târziu de acolo. O suferință de neimaginat, și în mijlocul acestei suferințe îți ceară Dumnezeu bucură, te auzi. Bucurați-vă și veseliți-vă. Într-adevăr, singura consolare a sufletului și singura consolare reală a unui suflet este numele lui Dumnezeu. Doamne, când e vorba că din cauza ta se întâmplă așa ceva, crede-mă că nici nu mă doare durerea nici nu sufăr de suferința aceasta din cauză că e din pricina numelui tău. Și Mântuitorul spune, nu ești singur. Că pe drumul acesta au mers toți prorocii lui Dumnezeu, pentru că diavolul știe că arma aceasta este cea mai cumplită dintre toate. Pe aceasta a folosit-o el împotriva Domnului nostru Isus Hristos. Și de la nașterea lui, cu privire la nașterea lui, până la lucrarea lui, până la ce are de gând să facă, până la efectele care vor urma după o astfel de lucrare, o complicație psihologică, dar e urzită în imaginația lor, Mântuitorul a mers în mijlocul acestui roi pur și simplu de zvonuri care îl însoțeau la tot pasul cum mi-au spus lui Ieremia, să nu ținem seama de cuvintele lui, nu, la Isus s-au făcut altfel. La Isus s-au ținut seama, dar le-au răstălmăcit. Ați auzit ce a zis? A zis că dărâmă templul acesta în trei zile și îl ridic înapoi. Cum? Până, deci, în cap, unul din capetele de acuzare ale Mântuitorului a fost dărâmarea templului, dărâmă templul. Al doilea a fost: strică religia neamului nostru, nu se poate așa ceva. Vor veni romanii și ne vor nimici neamul și tot așa mai departe, și toate, toate cuvintele Mântuitorului nostru au fost ascultate cu mare atenție de către oamenii aceștia, cu intenția. De a fi luate și de a fi răstălmăcite. Și despre asta spune el, bucură Când știi că ai spus un cuvânt adevărat, frumos, binecuvântat de Dumnezeu și a fost luat și răstălmăcit în felul acesta, Biblia spune că nu e spre pieirea ta care ai spus acest cuvânt al lui Dumnezeu, ci este spre pieirea celui care răstălmăcește acest cuvânt, spre pieirea lui, scrie, răstălmăcesc scripturile, spre pieirea lor. Iubiții mei, te poți apăra de fel de fel de arme, uite, uitați, șef de stat, au gardă pe lângă ei, au alarme, au camere, au tot felul de asta și, și, dacă ai ieșit pe stradă să mergi cu tancul, spre exemplu, ești, ești păzit. Însă când e vorba să fii vorbit de cineva, acest lucru este, este, doar Dumnezeu te poate păzi de biciul limbii, așa scrie Scriptura și El face lucrul acesta, dar care, bine, dar dacă mă păzește Dumnezeu de biciul limbii, de ce îi lasă pe oameni să vorbească aceste lucruri? Știi de ce îi lasă să vorbească? Pentru că sub biciul acesta Dumnezeu întărește sufletul tău. Când ți-a zis te va păzi de biciul limbii, Dumnezeu a spus că îți va păzi sufletul de cădere. Așa i-a spus lui Petru. Nu i-a spus că îl va ajuta să evite situația aceasta, ci-a spus că îi va păzi credința în mijlocul acestei situații. Când Dumnezeu spune că la adăpostul lui te adăpostește de biciul limbii oamenilor, atunci el vorbește despre sufletul tău care este păstrat întreg și care înflorește sub adversitate, pur și simplu. Rodește în aceste condiții atât de neprielnice care sunt acolo. Iubiții mei, sfârșitul acestor lucruri este arătat clar în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu va pieri nimeni pentru că este vorbit de rău. Ba, din contră, Mântuitorul spune: Bucurați-vă și veseliți-vă, dar va pieri acela care, din nenorocire, a găsit cu cale să facă slujba aceasta. El va merge la pierire. În Psalmul 15, cu 3 inspirația Duhului Sfânt privește în cerul, privește în viața veșnică, privește în mântuirea lui Dumnezeu. Cine e acolo, Doamne? Cine sunt aceștia? Pe cine întâlnim acolo? Și când privește acolo, el nu vede printre cei mântuiți pe cel care bârfește cu limba lui. Psalmul 15, versetul 3 acela nu clevetește, m-am uitat între cei mântuiți, nu l-am văzut pe bârfitor, n-am văzut pe bârfitoare. Dar nu numai pe cel ce vinde bârfe, și pe cel ce cumpără bârfe. Acesta este un rău care nu poate fi oprit. Nu, o poate, poate fi o familie regală, nu poate opri pe oameni să vorbească una sau alta cu privire la ei. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, fereșteți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Gândește-te bine la lucrul acesta. Nu face din vorbirea ta o armă pentru nimicire în mâna diavolului. Dacă ar vorbi diavolul, nu l-ar asculta nimeni. Dar dacă vorbește printr-un om care este cu credit, care are credit în fața oamenilor, atunci ceea ce vorbește el capătă credit. Cuvântul lui Dumnezeu este, este, este drastic în problema aceasta și arată că Dumnezeu va judeca, oamenii vor da socoteală, vor trebui să dea raportul pentru orice cuvânt nefolositor, adică neziditor, care distruge, pe care l-au rostit vreodată. E un cuvânt foarte complex acesta. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu găsim în Iov un legământ buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, nu, e, nu, vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat. Iov, capitolul 27, versetul 4. Dacă cineva se consideră credincios sau religios, spune Iacov, da, vorbește lucruri destructive, cum a spus Mântuitorul, vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor vorbi tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Vă în timpul lui Nero ce s-a vorbit în dreptul creștinilor, că ei au dat foc Romei că ei se adună la adunare și beau sânge de copii și fac niște nenorociri teribile. A ajuns până, până în vremile moderne astfel de lucruri în dreptul evreilor. A, fost acuzat pentru aceste întâlniri sângeroase, care de fapt sunt niște practici satanice. Nu s-a dovedit niciodată că s au întâmplat, dar a fost destul ca să dea drumul cineva în public la acest fel de vipere și s-au mulțit și au mers peste tot până în ziua de astăzi inclusiv învierea Domnului nostru Isus Hristos a fost atacată cu această armă. N-ar fi putut nimeni și nu poate nimeni în întregul univers să conteste în vreun fel învierea Mântuitorului nostru, dar influența ei poate fi distrusă prin cuvintele celor care au spus nu, pe când dormeam noi, au venit și l-au furat din locul acesta. Influența și puterea învierii lui despre care vorbește Pavel, puterea aceasta, poate fi distrusă în inima celui care a cumpărat zvonul acesta. Îi vom potoli noi, vom da banii în dreapta, în stânga, voi spuneți că ați dormit, au luat banii și, da, când dormeam noi, au venit ucenicii. Niciodată n-au știut ce preț au banii aceia, pentru că de obicei oamenii se uită la numer, numărul banilor, dar nu la prețul lor, cu ce preț a fost câștigat banul acela. N-aș dori să fiu prezent când se va spune acestor oameni cu ce preț au luat ei astfel de bani pentru ceea ce au făcut mărturisind împotriva învierii Mântuitorului nostru. Pavel este bătut, este târât din cetate în cetate datorită acestor zvonuri. În fapte 14, Scriptura ne spune că nu numai că aceia care îi, îl invidiau pentru faptul că Evanghelia a câștigat tot mai mult oameni dintre neamuri, s-au dus și au neamurile și le-au stricat sufletul, scrie acolo le-a stricat pacea, n am mai putut dormi după ce ei, ei s-au dus acolo. Voi, voi știți ce e asta? Ăsta e sfârșitul lumii, religia este distrusă, societatea va ajunge așa. Știți ce înseamnă pilda fiilor risipitor care a spus-o Iisus? Pe păi asta înseamnă că dăm credit nenorociților. Știți unde duce așa ceva? Oh, și s-au stârnit oamenii care nu știau de altfel niciun fel de credință sau de nu fuseseră la biserică de atâta timp, dar s-a stârnit duhul în ei și până la urmă s-au întâlnit cu toții neamurile și iudeii și s-au înfrățit cu această ocazie ca să-l omoare pe Pavel și pe Barnaba, să-i tărască înaintea judecătorilor și să-i omoare cu pietre. Era nelămurit Pilat, spre exemplu. Pilat era nelămurit. A spus, domne, nu văd care e capul de acuzare. Și ei au spus, dacă nu era un rău făcător, nu-l aduceam noi aici, dar dacă l-am adus aici, este un rău făcător. N-a fost niciun, niciun răspuns în acest lucru, după care au trecut la șantaj. Dacă nu faci ce zicem noi, te turnăm la împărat și o să vezi că împăratul te dă jos, nu o să mai fi aici, în, în, nu ești prieten cu cezarul în cazul în care, adică iau da, de înțeles care ar fi urmarea. Și el și-a cumpărat tronul de la ei cu prețul sângelui lui Isus. O tranzacție atât de nedreaptă și de nenorocită. Iacov spune că nu este ușor în viața noastră să ne reținem de la a blestema, a prigoni sau a spune lucruri rele și neadevărate împotriva cuiva. Nu este un lucru ușor, el spune, zice, toate animalele au fost îmblânzite. Dacă e vorba de a vorbi, de a spune un cuvânt rău, nejudecat, necercetat, atunci limba nu o poate îmblânzi nimeni. Este un rău care nu se poate înfrâna, e plin de o travă de moarte. Și spune el mai departe, atenție la lucrul acesta, spune Iacov, pentru că prin cuvintele pe care le spunem întinează toată ființa, deci toată ființa rămâne întinată de demonul acesta al vorbirii de rău, al bârfei, al neadevărului proclamat în lumea aceasta, fie vândut, fie cumpărat și apoi distribuit. Mai departe, și scrie scriptura aici, în Iacov 3 cu 6, aprinde roata vieții când e aprinsă de focul genei. Ați văzut Catedrala Notre-Dame în flăcări? Este video, cine vrea să vadă, poate să vadă lucrul acesta. Dar nu doar Catedrala Notre-Dame a fost în flăcări. În flăcări a fost și sunt astăzi în flăcări multe biserici unde dezbinătorul unde șoptitorul, bârfitorul, dezbine pe cei mai buni prieteni. S-au ajuns familii împotriva altor familii, chiar în aceeași familie, un soțul împotriva soției și, și, pe baza aceasta. vedeți, spune Iacov, ce foc poate să aprindă, să nu, oricum focul nu poate fi, împotriva focului nu te poți apăra. Vine, cum a și spus Leo este o ocazie pierdută. A pus paie cu foc la casa vecinului și putea să ia paiele să le arunce, dar a fost mâna de ură și a alergat după cel care a pus paiele, între timp a luat foc jumate din sat. Focul arde, dar să nu ai niciun fel de acțiuni sau de contribuții acolo. A ars catedrala aceasta, dar tu să nu ai parte în așa ceva și nicăieri în vreo familie sau între prieteni sau între oameni, să nu duci mai departe un cuvânt asupra căruia nu ești convins că zidește, un cuvânt care ajută, vindecă, un cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-ai putea rosti în prezența lui Dumnezeu. Limba este o săgeată ucigătoare, spune Eremia. Este o săgeată unde ei nu spun decât minciun, Cu gura vorbesc aproape lor de pace, dar în fundul inimii îi întind curse. Aceasta a fost experiența pe care o trăia Eremia. Ei vor merge din răutate în răutate, scrie Scriptura, și nu mă cunosc pe mine, zice Domnul. Se trag pe sfoară unii pe alții, nu spun adevărul, își deprind limba să mintă și se trudesc, se gândesc, se luptă să facă răul. Să nu ai acțiuni în această întreprindere. Ea se va întâmpla oricum. Este cu neputință, a spus Mântuitorul, să nu vină prilejul de păcătuire până când diavolul e aici. Imposibil. Este legea aceasta. Dar tu să nu ai niciun fel de acțiuni, să nu ai niciun fel de participare, să poți să ai cugetul curat, așa cum a spus Mântuitorul, vine stăpânitorul vecului acesta. Am făcut ce a avut de făcut, dar în mine nu găsește nimic atitudinea noastră va fie va promova cauza răului, așa cum a spus Mântuitorul, fie o va preveni. Avem două posibilități. Tu, ca om al lui Dumnezeu, trebuie întotdeauna să cercetezi cu seriozitate, cu adâncimea sufletului, să cercetezi adevărul lucrurilor. Deuteronom, capitolul 13, Vorbește despre nimicirea unor cetăți din care au ieșit atâțători, oameni care au dezbinat, cum scrie Biblia, cel ce produce dezbinări între frați. Dar în versetul 14, de ce spune, nu te repezi asupra unei cetăți, uite, gata, te, au ieșit dezbinători de aici, haide să slujim la alți Dumnezei și nu te repezi acolo, dintr-o dată. Omului Dumnezeu nu face așa ceva. Nu. No. Și versetul 14 spune să faci cercetări, primul lucru. Fă cercetări, research, să zice în engleză, faci o cercetare. Cine a spus acest cuvânt? Nu știm sau de că. De unde, când, cum, nu, nu, avem niciun fel de... Să faci cercetări, să cauți. Uitați-vă în același verset câte, câte, din câte unghiuri ne adresează cuvântul lui Dumnezeu apelul de a nu trage concluzii superficiale în dreptul cuiva, de a nu răspândi un zvon pe care nu, asupra căruia nu ai niciun fel de control, nu știi nici cine a zis, nici dacă e adevărat, nu ai vorbit nici cu agresorul, nici cu victima, nu ai cu ce a spus Mântuitorul nostru, du și vorbește cu fratele tău. Deci nu, nu, te grăbi să răspândești așa ceva. Să faci cercetări întâi, să cauți și să întrebi cu deamănuntul, scrie Scriptura. Vă rog, versetul 14, Deuteronom 13 cu 14. Dacă este adevărat, din nou, deci dacă este adevărat. 2. dacă lucrul e întemeiat. 3. dacă urăciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău, atunci să treci la acțiune. Dar uitați-vă ce proces sfânt. Ce proces condus de Dumnezeu în care adevărul, așa cum este El în Hristos, va ieși și va răsări ca zorile. Iubiții mei, nu simplu este atunci când înainte sau dincolo de ceea ce te-ai aștepta vreodată, cineva chiar din casa ta, cineva din casa ta, se ridică Absalom împotriva tatălui său David. Că și gardă, lângă el are mai multe, are 50 de oameni care sunt ca să impresioneze, să vadă lumea că e serioasă treaba, nu e așa uh, ceva. Se trezește dis de dimineață, este harnic, dis de dimineață până noaptea pândește la poartă. Oricine are o problemă, uite uh, cum se, uh, care e problema, ce se întâmplă, se duce, îmbrățișează pe oameni cu dragoste, îi sărută și uh, după care imediat vorbește de rău pe tatălui. Pricina ta este bună, spune în versetul 3 de aici din capitolul 15 din 1 Samuel, pricina ta este bună, dar tatăl meu a pus numai oameni de nimic acolo care nu îți vor, vor da dreptate, nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Împăratul nu este înconjurat de oameni de nimic, care nu te vor asculta, de oameni răi, nedrepți. Dacă aș fi eu împărat, spune în versetul 4, atunci aș face dreptate la toți oamenii. Aș, aș judeca orice judecată care vine la mine, aș face dreptate. Când se apropia întindea mâna, dedea mâna cu oamenii, îi apuca și îi săruta și câștiga inima oamenilor care erau acolo. Până unde a mers lucrul acesta? Până în ziua în care el a rămas legănându-se între crengile unui stejar. Cel despre care a vorbit el de rău, adică lui, a trecut prin această suferință de neimaginat, chiar din mâna copilului lui. Dar nu s-a ridicat niciun fel de resentiment în inima lui. De aceea este numit om după inima lui Dumnezeu. Pe înțeleg să jelești un copil care a lucrat bine, s-a îmbolnăvit sărăcuțul și uite ce s-a întâmplat, dar să, să jelești un, un astfel de criminal, au murit atâția oameni din cauza lui și vorba lui Ioab, dacă muream noi toți, tot l-ai fi gelit, sigur că da. Și Dumnezeu jelește pe cel care moare, fiindcă n-ar fi dorit ca niciunul să nu piară. Când spune că el dorește ca niciunul să nu piară, asta include pe diavol. Niciunul ar fi dorit Dumnezeu așa ceva. Dar ce poți să faci cuiva care a ales sau alege drumul acesta? Ferice va fi de voi, spune Mântuitorul nostru, când oamenii vor vorbi împotriva voastră lucruri rele, dar neadevărate. Bucurați-vă! Bucurați-vă, nu vă ocupați cu a contrazice, cu a răspunde, are cine să judece, are cine să scoată adevărul la lumină. Cum un vecin avea o problemă cu un alt vecin al lui și vecinul acesta nu intra în grădină să-i fure sau ceva, și, dar îl vorbea foarte de răul aruncă. Și atunci el s-a dus la preot și a spus, părinte, nu știu ce să mai fac, aruncă cu noroi pe mine mereu omul ăsta. De orice haine aș avea îmbrăcat, eu curată, moral vorbind, e degeaba, pentru că el aruncă cu noroi pe mine. Ce să fac? Aș vrea să-l duc la tribunal? Aș vrea... Nu, no, i-a spus preotul să nu faci lucrul acesta te sfătuiesc să faci două lucruri. Unu, să nu încerci să te ștergi de noroi, că mai rău te murdărești când aruncat o Ai răbdare, noroiul se va usca și va fi ușor curățit. Nu se va. Dacă, dacă ai răbdare până se usucă. Adică, dacă ai răbdare până scoate Dumnezeu adevărul la lumină, pentru că el are un anume timp. Ați văzut că pe Nathan l-a trimis la David după un an. acesta e timpul lui Dumnezeu. Și mulți oameni își pierd răbdarea cu cu bunul Dumnezeu. Aceasta i-a spus preotul. Fă lucrul acesta și, și te vei bucura de viață. Ferice va fi de voi, când din pricina numelui meu, din pricina numelui meu, nu din alt motiv. Nu pentru că am făcut rele sau aceste altceva. Dacă am făcut rău, spune pentru e nu mă drept să suferim pentru el. Dar când e vorba de pricina, din pricina numelui sau din cauza numelui meu, atunci Mântuitorul spune bucurați-vă și veseliți-vă, mare este răsplata voastră în ceruri. Dumnezeu să ne ajute să cunoaștem această bucurie dulce amară. N-am fi dorit niciodată ca vreo astfel de bucurie să vină asupra sufletului nostru. Nici nu credem că, nici nu credem că este o pricină de bucurie, dar ni s-a poruncit să ne bucurăm, pentru că nu este adevărat, și doi, pentru că este din pricina numelui Domnului. Ne apropiem să intrăm în timpuri grele, în timpuri primejdioase și una din căile cele mai eficiente ale diavolului este descurajarea sufletului nostru, este negrirea reputației noastre, este ceea ce făcea el împotriva marelui preot Iosua, care într-adevăr era îmbrăcat cu haine murdare, dar este ceva de adus la cunoștința Domnului Diavolul este numit părâșul fraților. Păi cui, cui îi părăște? Îi părăște la șef, șeful nu știe ce fac muncitorii și îi părăște la șed. Nu. Lui Dumnezeu nu are cine să i părască nimic. Nu este cazul. El a știut păcatul înainte să fie comis. Când spune părâșul fraților, se referă la lucrarea lui de a descuraja sufletul. Când vorbea de hainele murdarele lui Iosua, pe el ataca lui, îi ataca sufletul și îl descuraja ca să nu mai vină înaintea lui Dumnezeu și să nu mai stea înaintea Domnului, ci să se ascundă ca Adam. Iubiții mei, vremuri întunecate se ridică peste pământul nostru, întuneric mare acoperă pământul, dar peste tine răsare Domnul. Adică, dacă învățăm lucrul acesta, vom avea harul și puterea de a călca pe urmele Mântuitorului nostru, cum a spus el. Cel ce va biruit, după cum și eu am biruit. Adică, biruința lui ne este dată nouă astăzi, dacă noi mergem pe urmele lui. Și dacă -a, el a fost atacat cu armele acestea, dacă el a fost atacat cu astfel de arme și ne spune dacă s-a făcut așa ceva copacului verde, atunci la ce să se aștepte copacul uscat care suntem noi? și pe voi vă vor vorbi și pe voi vă vor pregoni în mijlocul acestor atacuri demonice, Bunul Dumnezeu ne va ține în picioare după ce vom fi biruit totul în ziua cea rea, așa cum spune Scriptura. De aceea ne încredințăm Lui și zice apropiați-vă cu încredere de tronul Harului și nu uitați nicio clipă. Orice fel de astfel de situație este o școală în care cunoaștem pe Dumnezeu și prin care suntem Întăriți. Ferice va fi de voi. Bucurați-vă și veseliți-vă. Mare este răsplata voastră în ceruri. Fi binecuvântat, Tată prea iubit, pentru harul, bunătatea și îndurarea pe care le ai față de sufletul nostru, pentru școala aceasta sfântă prin care trecem, Doamne, și în care ne chem să ne bucurăm și să ne veselim în mijlocul unor așa suferinți. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și ne rugăm pentru fiecare dintre noi ca niciodată să nu fim parte sau părtași din reul acesta, ci întotdeauna să fim părtași de suferințele Domnului nostru Isus Hristos, de biruința Lui în suferință. Numele Tău să fie binecuvântat în veci. Amin!